Ce ați găsit dumneavoastră în instituție când ați venit? Și dacă ceea ce ați găsit era cam ceea ce v-ați imaginat? Sau a fost mai bine sau mai rău? Bine, Serviciul de Informații și Securitate fiind o instituție închisă de felul ei și modul de acțiune, toată lumea crede că știe ce se întâmplă acolo, dar toată lumea de fapt își face o anumită viziune personală. De exemplu, eu n-am pretenția că știu ce se întâmplă acolo. Cred că mai degrabă noi nu știm ce se întâmplă acolo decât știm. Curiozitatea de fapt naște foarte multe mituri. Două chestii. Ce am găsit când am venit în prima perioadă? În primul rând am găsit mulți ofițeri profesioniști integri care își fac munca zi de zi. Deci din tot efectivul Serviciului de Informații și Securitate sunt foarte mulți profesioniști. Dar cum v-ați dat seama că ești profesioniști? Deja după 4 luni de zile de lucru cu ei cot la cot, în care lucrez pe spețe foarte, foarte exacte, îi vezi cum lucrează, îi vezi cum gândesc, îi vezi cum operează. Și atunci îți dai seama că chiar sunt profesioniști și dedicați profesiei. Și sunt foarte mulți. Și își fac treaba așa cum scrie cartea în fiecare zi. De altă parte, din start, în ziua în care am venit, la întâlnirea cu tot efectivul serviciului, le-am spus anumite principii pe care eu mă voi ghida atunci când voi administra în procesul de administrație a instituției. Și aceste principii au fost integritate, profesionalism, devotament și munca asidu. Devotament față de munca care o fac, față de țară, față de cetățenii Republicii Moldova, față de societatea din care și ei fac parte. Și din păcate, chiar în prima săptămână fiind în funcție, a trebuit să dispun sau să dau ordin pentru anumite anchete interne, pentru că au fost sesizate anumite probleme, anumite irregularități. Anchetele interne, după ce au trecut toate etapele și concluziile care au fost, au dus inclusiv la aplicarea unor sancțiuni disciplinare, dar și plecarea din funcția unor ofițeri, sau deja foști ofițeri. Multă lume a plecat. Nu. Raportat la numărul, la efectivul serviciului, nu. Dar asta e un proces care a început, însă va mai continua. Deci asta e... La curățenia din interiorul instituției o să ne mai întoarcem un pic mai târziu, pentru că dumneavoastră ați venit într-o instituție în care nu s-au făcut decât poate foarte mici ajustări din perioada statului capturat, în care SIS, cel puțin ceea ce am aflat noi între timp, a fost o instituție subordonată intereselor unor oligarhi și au prestat în favoarea acestor oligarhi, nu în interesul statului Republicii Moldova. Nu pretind acum că toată lumea a făcut asta, dar instituția a făcut asta. Din păcate au fost așa episoade triste.